Filmez o, ce înseamnă învelitoare la plante. Camera cu este băgată în masa asta care este gata și cu sistem pornit de căldură, tot ce trebuie, cu senzorul undeva la suprafață pe pământ și vreau să vă spun din experiența mea ce înseamnă sau nu învelitoarea asta de fapt. Pentru asta, evident, o să o desfac. Poalele, cum spun eu, șorțurile astea. Ca apoi să pot să rulez pe manivelă, să dau aer plantelor, da? Și lumină, evident. Aici am 4 rânduri de agril, 2 de folie termică. Fiecare pune cum consideră, eu vă spun din practică că nu prea iau decizii fără să am un argument așa, să-mi dau seama că nu bag banii aiurea și nici nu muncesc după ce am experiență în plus. N-am loc printre mese, vedeți că mă strecor, dar prefer asta, să aibă plantele loc. Aici am o manivelă făcută astfel încât să nu stea în permanență manivela la nivelul umărului să mă lovesc de ea. Cu o cheie. Și desfac. Cât se poate de egal, unde nu este egal. Nu mă mai interesează că manivela se poate scoate. Da? O vedeți aici. Folosit la altă masă. Vin și trag cu mâna, că nu mă dor gradele. Și atunci plantele au ce înseamnă aer și lumină. Senzorul. L-am pus pur și simplu pe masă. Am setat masa asta să fie funcțională încât să, din telefon, știți că am aplicația cu ce înseamnă prizele astea inteligente, care mă ajută foarte mult. Evident, peste noapte am mers. Acum am, o să iau camera și o să vă arăt, dacă e cazul, am 12 grade. Setarea mea fiind la 15. A funcționat toată noaptea. Pământul deja ușor, ușor se usucă, este un pământ ud și rece, evident, a fost cel puțin. Cablul este cald, vibrează, e în regulă. Cu cât merge mai mult, cu atât văd pe unde nu este pământ suficient peste și îl mai îngrop, încât să am 5 minim de desubt, 5 cm minim deasupra. Peste le vor veni alveolele. Ce vreau să vă arăt de fapt? Eu aici am senzor de temperatură poziționat de aseară, de ieri. Senzorul 2 din stația 2, prin care mi-am citit temperatura azi noapte și n-a scăzut sub 12, da? Am adus monitorul încoace să vedeți. Că și acum, bine, acum a mai scăzut că am dezvelit. O să le pun un alt aici și o să iau camera. O să vedeți de fapt cu ce ne ajută învelitorile astea. Că asta vreau să ating în videoclipul ăsta, încât să elimin din experiența mea orice mit asupra, știu și eu, asigurării temperaturilor la plante, da? Acolo este senzorul, el de obicei, când sunt plante, stă sub o alveolă. Și aici, după cum vedeți, este monitorul stației din al cărei senzor am ales să fie în masa asta. Senzorul 2 din stația, mă rog, 2, acum a devenit 3, da? Senzorul ăsta 2 mi-arată mie și ce.
temperatura asta de 10,8 grade. Deci a fost 12, acum când am dezvelit, s-a dezvelit și normal că lucrează din nou. Ce vreau să relefez eu cu treaba asta? Că tot ce înseamnă învelișul ăsta al plantelor nu are niciun efect de a ne da căldură. Asta vreau să scot în evidență. Aici aplicația, mesele 78, asta fiind ultimele, au lucrat. Da, cu consumul, îți arată consumul, cât a consumat, dacă consumă acum, cu un delay, 1606, da? Bun, poți să-l programezi, nu mai contează. Eu o să opresc acum, că sunt în găia și nu are sens. Am să văd aseară, s-a auzit clicul. Vreau să punctez altceva acum. Și anume că aceste folii microporoasă, termică, netermică, pături, ce vreți voi, nu ne dau căldură plantelor. Ele ce fac de fapt? Pur și simplu ele ne mențin temperaturi. Nu ne dau nouă căldură suplimentară. Vezi, Doamne, am învelit plantele, avem căldură la ele. Nici de cum. Sunt foarte bune să mențină temperatura. Adică, odată folosite, dând căldură în mese, căldura aia se menține, nu iese în afară. E ca o terasă, da? Degeaba am închid o terasă la casă și nu fac căldură în ea, că nu mă ajută foarte tare. Nu e ca afară, da? Dar tot frig e. Atâta timp cât eu folosesc căldură înăuntru, atenție, înăuntru, în masă, temperatura aia se poate menține. Atâta timp cât eu fac paturi, nu știu cum să le spun, calde, cu plante în ele, le învelesc, da? Le învelesc. Cu ce aleg eu să învelesc? Nici nu contează. Dar nu dau căldură în interior și dau una afară, cu tunuri de căldură, cu sobe, cu ce vreți voi. Controlul este incomplet. De ce? Pentru că toată căldura aia este în afara mesei cu plante, da? Plantele sunt, nu ajung, la plante nu ajunge căldura de din afară, de aici. Dacă aș da eu căldura aici și masa ar fi închisă, căldura asta este oprită de aceleași învelișuri cu care eu vreau să protejez plantele. Ca atare, căldura din mese, căldura trebuie să ajungă în mese. Da? Dau, fac căldura aici, învelesc și mențin căldura. Degeaba eu învelesc plantele cu 700.000 de straturi și fac căldură în solar, într-adevăr nu mai vine frig peste masa aia. Dar în interior nu ajunge căldura din solar, pentru că este oprită de aceleași învelișuri. Aici vreau să punctez că nu facem treabă dacă credem că plantele pot rezista spartan așa, fără a avea căldură la bază, în primul rând, da? Că automat având la bază, la rădăcină, acolo o temperatură pozitivă, crește temperatura, dar se oprește în spațiul astea. Nu știu dacă, sper că m-am făcut înțeles. Asta vreau să punctez în filmulețul ăsta, că căldura din solar nu ajunge cum trebuie la plante dacă mesele cu plante sau paturile de jos puse, da, sunt învelite cu agril, cu tuneluri, cu mese, cum am eu sau cu altcineva, așa cum s-ar menține dacă ar fi în interior la plante și învelite, să nu iasă. Despre asta e vorba.